57 de minute în care se reunesc în imagini documente unice, interviuri ale unor personalități culturale și istorice, toate sub genericul Slatina pe drumul Marii Uniri. Un film de excepție realizat de un om de excepție, a cărui lansare a avut loc astăzi la Muzeul Județean. La 12 noiembrie 1916, trupele germano-austro-ungare au ajuns la linia Orutului, unde au găsit podurile de la Drăgășan și Slatina distruse de armata română din rațiuni strict militare. Aurelia Grosu, doctor în istorie, cea care a realizat anul trecut filmul Aniversar Vârstele Slatinei, a dovedit din nou că este un istoric desăvârșit. De la Slatina la Alba Iulia, la Chișinău și în capitală, a stat de vorbă cu mari personalități ale istoriei României și a surprins în imagini documente cheie din istoria de 100 de ani a României. Astăzi le-a arătat iubitorilor de cultură din oraș și din județ contribuția Slatinei la înfăptuirea Marii Uniri. Am împletit localul cu naționalul, am împletit prezentul cu trecutul istoric, a mers pe urmele Marii Uniri și la Alba Iulia și la Chișinău și la București. Filmul este pigmentat, dacă vreți, de sincroanele unor mari istorici, atât din țară cât și de la Chișinău, dorind în acest fel să prezentăm în întreaga lui complexitate acest eveniment astral al istoriei României. Documentarul a primit apreciere atât din partea autorităților locale care au finanțat acest proiect, cât și din partea istoricilor și oamenilor de cultură din oraș. Din partea mea și a municipalității o felicit pe doamna Aurelia Grosu pentru că este pentru a doua oară, pentru al doilea an, în care face un film deosebit, zic eu, care va rămâne pentru Slătineni, va rămâne pentru orașul nostru. Și tocmai de aceea, pentru asta, o să mă ocup personal ca acest film să fie distribuit și să fie văzut de cât mai multă lume. O felicit încă o dată, împreună cu dumneavoastră și pentru asta vă rog să o aplaudați. Doamna Grosu a făcut acest film ca o pledoarie pentru profesia de istoric, ca o pledoarie a dragostei pentru neam și țara în care provine. Cred cu convingere în destinul acestui film. Împreună cu Primăria Municipiului Slatina poate vom încerca să-l promovăm la un festival de film cu caracter istoric, pentru că dincolo de greutățile inerente unui asemenea demers cinefil, merită cu prisosință un premiu de excelență. Acest film, care este un crâmpei de istorie națională, vine să acopere o părticică tocmai din această istorie a întregii națiuni. Felicitări, doamna Grosu și echipei dumneavoastră și Primăriei Municipiului Slatina, care a știut să pedaleze pe un asemenea proiect. Grafica filmului a fost realizată de cunoscutul artist plastic Cristina Bacicu Botez, care a vorbit cu mândrie despre documentarul lansat astăzi la Slatina. Este o nestemată în memoria pe care noi trebuie să o păstrăm celor care au fost și, cum spunea Aurel Pop, să încercăm să internalizăm centenarul în așa fel încât să-i răspândim lumina în jurul nostru. OLTV este partener în realizarea documentarului Slatina pe drumul Marii Uniri, un film a cărei lansare deschide activitățile culturale organizate în Slatina pentru marcarea centenarului.